Bună ziua, dragi, sunt Irene. Bine v-am găsit astăzi aici la această întâlnire solemnă. Astăzi avem onoarea să avem aici de externe Margus Zakhna, ministrul de externe a Estoniei, și pe domnul director Torbjørn Sohlström, care este director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Suediei. Onorații oaspeți sunt astăzi la Ungheni și fac parte dintr-o delegație mai mare. Avem o delegație importantă din țările nordice și baltice. Ministrii de externe se află astăzi la Chișinău și aici găzduim pe onorabilii invitați oaspeți. În același timp au loc și discuții similare în alte orașe din țară, la Bălți și la Comrat. Înainte de a începe acest eveniment, vreau să invit gazda sau gazdele evenimentului de astăzi și cu un cuvânt de salut, cu un mesaj de salut din partea Ungheniului. Și aici vreau să-l rog pe domnul primar orașului, municipiului Ungheni, domnul Vrabie. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi vreau să salutăm oaspeții noștri distinși care sunt astăzi aici, în persoană domnul ministru, deci al Estoniei, și domnul șef de departament din cadrul Ministerului Suediei. Da, desigur, excelențele sale, doamnele ambasadoare, deci Catarina Frid și doamna ambasadoară Estoniei, prezentă, iată aici. Da, vreau să vă mulțumesc vouă, dumneavoastră, nu în ultimul rând, pentru că ați exprimat un interes atât de mare pentru a ne întâlni cu acești domni, cu acești oameni, în cadrul acestei întâlniri cu genericul foarte sugestiv, Europa vorbește, ori noi astăzi suntem într-o ultimă săptămână în ajunul unui examen extrem de serios pentru fiecare dintre noi și pentru toată țara. Deci noi înțelegem pe cât de importantă este decizia din ziua de duminică și pe cât de importantă și necesară este implicarea fiecăruia dintre noi. Eu cred, rămân optimist și sunt convins că de aici plecați după această întâlnire cu acești oaspeți, domni, miniștri cu experiență și cu răspunsurile la întrebările pe care noi le avem și poate încă ne mai frământă și pe noi cei prezenți în acest auditoriu. Deci să fim mai înarmați pentru ca în aceste ultime zile să putem să ne implicăm mai mult, să avem contacte mai multe cu oamenii care au nevoie poate încă de explicații. Deci aici am să termin. Încă o dată mulțumesc foarte mult și sper că o să avem o întrevedere și un dialog foarte și foarte productiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Remar, și vreau să invit și domnul Dionisie Târnovski, președintele Raionului Ungheni. Distinși oaspeți, stimați ungheneni, eu vreau să fiu foarte laconic. Spuneți-mi, voi vă aduceți aminte când au mai fost la noi în vizită miniștrii de externe a unor țări din Uniunea Europeană? Eu nu mi-aduc aminte de așa ceva. De ce? Eu vreau să vă mulțumesc pentru tot suportul care l-ați oferit până acum. Deci vorbim de suport financiar, vorbim de suport
acolo unde a fost suport logistic, suport de a ne deschide ochii la unele aspecte, iar prin prezența dumneavoastră fizică aici și acum, ne arătați cât este de deschisă Uniunea Europeană pentru a ne primi în această prosperă familie. Iată de ce suntem aici, suntem la un dialog unde acești domni cu siguranță ne vor motiva cu discursurile care urmează, iar dumneavoastră doar vreau să vă reamintesc și să vă spun cât este, deci cât de cruciale și cât de importante sunt alegerile din 20 octombrie, unde noi de fapt ne decidem destinul pentru următorii 30 de ani. Vă rugăm să ne mobilizăm foarte și foarte activ, să mobilizăm pe toți pe care îi cunoaștem, rudele, neamurile, diaspora, pentru că după asta o să avem foarte mult de muncit cu multiple fonduri europene care vor veni. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult, domnul președinte! Uniunea Europeană vorbește. Asta este genericul evenimentului de astăzi și înainte de a oferi cuvânt invitaților noștri, vorbitori, vreau să recunosc și prezența aici în sala deputaților în Parlamentul Republicii Moldova. Bună ziua! Și ceilalți care sunt alături de noi. Să ne dorim succes, să avem o discuție. Am să vă explic un pic regulile. Deci am să invit pe invitații noștri să ne vorbească un pic la început despre Uniunea Europeană, dar mai degrabă să ne spună de ce au venit aici, la Ungheni. Să ne spună un pic mai mult, după care eu voi modera această discuție cu dumneavoastră. Așa că, din start, vreau să vă rog să, dacă aveți întrebări despre Uniunea Europeană, orice alte întrebări care țin de parcursul de aderare la Uniunea Europeană a țărilor care deja sunt membre Uniunii Europene sau a Republicii Moldova, vă rog să le aveți pregătite pentru ca să le adresați. Va fi un microfon în sală, colegii mei mă vor ajuta și chiar vă încurajez să avem un dialog. Altfel, eu am foarte multe întrebări pregătite pentru invitații noștri. Așa că, da, asta a fost încurajarea mea. Ne dorim succes și acum vreau să invit pe ministru, ministrul de externe al Estoniei, să vină cu un mesaj de introducere, aproximativ 5-7 minute. Domnul ministru, vă rog. I will sit here. Good. Dear friends, I'm really happy to be here together with you, together with my Swedish colleague. And we didn't come here to campaign. We just came here to share our experiences. Please. Dragi prieteni, sunt foarte încântat să fiu aici cu dumneavoastră, alături de colegul meu suedez și vreau să spun de la bun început, nu am venit aici să facem propagandă electorală. Am venit aici să facem schimb de experiență. I am the foreign minister of Estonia. I have 4 kids. I'm married and all these kids are with the same wife. Eu sunt ministrul de externe a Estoniei, sunt căsătorit, am 4 copii și toți cei 4 copii sunt de la aceeași soție. So before I became the foreign minister, I was as well a minister of defense, minister of social affairs and long time in Estonian parliament. And I started my political work exactly when Estonia joined the European Union. 20 years ago. Înainte de a deveni ministru de externe, am fost ministru al apărării, am fost ministru al afacerilor sociale, lung timp am lucrat, am fost și în Parlament și, de fapt, m-am alăturat deci, în această funcție exact în momentul când Estonia a devenit țară membră a Uniunii Europene 20 de ani în urmă. So we have 1.3 million people living in Estonia. We were under the Soviet Union occupation from 1940 to 1991. We regain our independence and we decided to be free and prosperous and living a good life. Noi avem o populație de 1,3 milion oameni, deci asta este populația Estoniei. Am fost și noi sub ocupația sovietică din 1942 până în 1991, însă ne-am dorit să devenim o țară liberă, o țară prosperă și să trăim o viață bună. And during the occupation,
50 years, we lost one fifth of our population. They were killed, they were sent to Siberia, or they escaped. În timpul ocupației sovietice, care a durat 50 de ani, noi am pierdut o cincime a populației noastre. Unii oameni au fost uciși, alții au fost exilați în Siberia, alții au reușit să evadeze. And in 1991, we didn't have nothing, and we were very happy that Soviet Union collapsed, but also now, today, in the year of 2024, all our families, we know and we remember how it was then if you don't have freedom to make your own choices. În anul 1991, noi practic nu aveam nimic. Am fost foarte fericiți în momentul în care s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Dar iarăși pot să vă spun, acum noi, toți care locuim în Estonia, toate familiile noastre, noi realizăm cât de important este să fim liberi în această țară. So for us was very clear that it was existential question for us that not to be alone again as we were in 1940. And when we had a referendum of joining the EU 11 years ago, we had two reasons to vote in favor. What we did, 66.5% of our people voted in favor. And these two reasons were not to be alone again. It means security, it means peace, it means that we belong to the big family, which is powerful. And the second reason was just economical reasons. We wanted to live a better life. Evident, noi cu toții realizăm ceea ce ne-am dorit foarte mult să obținem, era să rezolvăm o problemă sau o întrebare existențială, de fapt. Să nu mai fim singuri niciodată, așa cum am fost singuri în anii 40. Și în momentul în care am ținut și noi referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană, și apropo, în acest referendum au votat în favoarea aderării 66,5% din populație, am avut două motive pentru acest. Asta. Deci, în primul rând, să nu mai fim singuri. În afară de aceasta, știam că aderarea la Uniunea Europeană înseamnă securitate, siguranță, prosperitate, dar pace, dar am avut și al doilea motiv. Deci, al doilea motiv era de natură economică. So, but happily we had good friends in Nordic countries as Sweden and many others who really supported us politically, but also they supported us through the different projects. Dar spre fericirea noastră, noi am avut prieteni foarte buni, prieteni în țările nordice, cum ar fi Suedia și alte state, și acești prieteni ai noștri ne-au susținut foarte mult, ne-au susținut și în politic, dar ne-au susținut și prin proiecte. And now we are all together in European Union and we have this group, Nordic-Baltic group, 8 countries, and now we are already second time in Moldova to show that we support you and we are learning lots from you. Și iată că acum suntem împreună, suntem în Uniunea Europeană, noi suntem parte la grupul țărilor nordice și țărilor baltice, deci 8 la număr, și suntem a doua oară în vizită în Moldova, deci în acest grup, încă o dată să vă demonstrăm că am venit să vă susținem și am venit să aflăm, să învățăm câte ceva de la dumneavoastră. And to share our experience as well. And I'm going to be just based on facts because this is my suggestion. Whatever you decide during this referendum, it's up to you, it's not up to us. But please think about facts and not follow the fears. Și am venit deci aici acum, de asemenea, să partajăm din experiența noastră bazată pe fapte, și apropo, acesta este îndemnul meu pentru dumneavoastră în acest referendum. Să votați, să alegeți exact așa cum considerați dumneavoastră, dar orice alegere o veți face, asigurați-vă că e bazată pe fapte și nu pe frică. So I'm bringing you just a couple of facts which is measuring our economical development, like personally and in society as well, what the Estonia has achieved. O să partajez cu dumneavoastră câteva fapte acum care vorbesc despre dezvoltarea noastră personală, despre dezvoltarea economică, deci fapte care demonstrează cât de mult am realizat. So our average income was 455 euros per month, and now it is 1,900 euros per month.
ca să vorbesc despre venitul mediu. Inițial se cifra la 455 euro în mediu pe lună și acum constituie 1800 și ceva euro pe lună. The average pension has increased like 4.5 times. It was 174 euros per month, but now it's 776 euros per month. Pensiile de asemenea s-au mărit de 4,5 ori. Inițial constituiau în jur de 174 euro pe lună și acum constituie în jur de 776 euro pe lună. And the rate of absolute poverty. It means these people who are not able to survive or they needed very strong support. The percent was 14.3 and now it is 1.4. Și procentul populației la limita sărăciei, și noi vorbim despre oameni care practic sunt sub limita supraviețuirii, deci acest procent constituia 14,3% și acum este doar 1,4%. So these are the figures, which are just facts, no emotions. And this is a great change what we have achieved, and every family can feel it as well, as older and younger people. Deci acestea sunt doar cifre. Vorbim despre fapte, fără nici un fel de emoții, care demonstrează cât de multe noi am reușit să realizăm. Și fiecare dintre familii acest lucru, într-adevăr, acum îl resimte cu adevărat. So our economy has been increased 4.7 times as a GDP. Economia noastră, dacă vorbim despre PIB, de asemenea a sporit de 4,7 ori. And I don't have to repeat that we are the neighboring country of Russia, but we are now secured. We are really secured. Și nu trebuie să vă repet că noi suntem țară vecină cu Rusia, însă acum noi suntem în siguranță, cu adevărat în siguranță. And the situation now, of course, is very difficult because Russia is waging the full-scale aggression against Ukraine and also trying to influence different societies as well, your society, using the different hybrid attacks or actions. Evident, situația este foarte dificilă acum. Rusia a declanșat acest război de anvergură împotriva Ucrainei și în plus încearcă să influențeze toate societățile, inclusiv societatea voastră, prin intermediul diferitor atacuri și acțiuni hibride. But this process, what we have been witnessing, what you have done during the last 3 years, it is amazing. It is really amazing. And now there has been made as well decision in European level that to open the door for your access. Însă acest proces, acel progres pe care dumneavoastră l-ați înregistrat în ultimii 3 ani este de-a dreptul uimitor, dar uimitor. Și acest lucru acum a deschis ușile Uniunii Europene și pentru dumneavoastră, pentru aderare. The next years will be hard to negotiate with lots of bureaucracy, lots of details, and you can be sure that we are supporting you, helping you, and we exactly say what kind of mistakes you won't do that what we did, maybe. Următorii ani o să fie ani dificili, fiindcă o să fie foarte multă muncă de făcut, multă birocrație, multe detalii, dar noi o să vă susținem și noi o să vă spunem care greșeli le-am comis noi, deci acele erori care nu trebuie să le comiteți dumneavoastră. But finally, I think people, they want to see the real results, they want to see the proof that what will change if we make one or the other decision. But I can agree, I can assure you as well that we have agreed the Moldova growth plan for the next years, and it is 1.8 billion, not million, but 1.8 billion euros investments of all different topics, regionally and centrally, and this is something which supports your way to European Union. În ultima instanță, oamenii întotdeauna vor să vadă niște rezultate concrete. Oamenii vor să vadă o schimbare concretă care s-a produs. Și noi am aprobat planul de creștere economică pentru Republica Moldova pentru următorii ani, care se cifrează la 1,8 miliarde, nu milioane, deci miliarde euro, care o să vină sub formă de diferite investiții, dar investiții în diferite domenii care o să ne ajute și o să ne sprijine în parcursul nostru spre Uniunea Europeană. Thank you. But
It needs a lot of job work, but what I want to say is that you will be the part of the common market. And one thing I can assure you, Estonia, we are not producing wine. We drink it. And we need your wine desperately, please. Da, dumneavoastră o să fiți parte la acest proces. Evident, foarte multă muncă încă vă așteaptă înainte, însă o să deveniți parte la piața unică. Și pot să vă spun o chestie, estonienii nu produc vin, ei numai consumă vin. Așa că o să aibă nevoie de noi acolo pe piață. So it was just for an introduction, but I really would like to answer your questions and let's have this debate here today. So I'm very, we are living up in north and I'm not good diplomat, I'm a very practical person. So these facts were just for the beginning. Thank you very much. Aceasta a fost doar o introducere. Acum aștept cu mare nerăbdare să aud întrebările din partea dumneavoastră, discuții și pot să vă spun că noi venim de la nord. Noi nu suntem diplomați foarte buni, noi suntem persoane practice, am zis, care ne bazăm pe fapte anume. Deci vă mulțumesc foarte mult și aștept discuțiile cu dumneavoastră. Director, please. Thank you very much. I'm also from the northern part of Europe, so I'm not going to be particularly long either. Mulțumesc foarte mult și eu vin de partea de nord a Europei. Din acest motiv, n-o să țin un discurs prea lung. First of all, I want to say how nice it is to see all of you here and thanks for the warm welcome in Ungheni. În primul rând vreau să vă zic cât e de minunat să vă vedem pe dumneavoastră toți prezenți aici. Vrem să mulțumim mult pentru această găzduire atât de cordială ungenilor. As the Estonian minister has said, you are having important times. There is an important referendum coming up in the weekend. Exact cum a zis domnul ministru de externe, avem o sarcină foarte importantă în față, fiindcă ne așteaptă referendumul de duminică. And from our side, we really hope that you all and all the people that you know take the chance to participate and to make their voice heard. Din partea mea, eu sper că și dumneavoastră și toți oamenii pe care cunoașteți dumneavoastră vor profita de această șansă să fie prezenți și să voteze. And that you are able to do so based on facts and not fears. Și că veți face acest lucru iarăși în bază de fapte și nu de frici. I will just share two thoughts, one about my own country, Sweden, and the other some experience of having worked with enlargement of the European Union for 20 years. O să partajez ceva considerente, ceva din experiența țării, Suedia, dar de asemenea și din activitatea mea care ținea de extinderea Uniunii Europene, deci o activitate de vreo 20 de ani. Sweden, just like many other countries, have had their referendums. Suedia, ca și multe alte țări, a parcurs referendumul. Sweden had a referendum in 1994 about joining the European Union. Primul a fost în 1994, privitor la aderarea la Uniunea Europeană. It was a very close run thing. It was a very close result. Da, rezultatul era foarte apropiat. 53-47 in favor of joining the European Union. 53% la 47, de 53 în favoarea aderării la Uniunea Europeană. And there was a bit of strategy going on in Northern Europe in the timing of the referendums in Finland, in Sweden and in Norway. Și era un fel de strategie de fapt acolo care se petrecea pe atunci la nordul Europei, deci cu aceste referendumuri, deci cu timpul referendumurilor care s-au produs și în Finlanda, și în Danemarca și în Norvegia. Finland was the safest bet, so they went first. Deci, finlandezii au fost primii care au mers în acest referendum. And they voted yes. Și au zis da, deci au votat în favoare. Then came the Swedes, they were more shaky. Acum suedezii, cum am zis, mai pe muchie au votat. Mai ezitanți. But in the end, yes, won the referendum. Da, și până la urmă, totuși, referendumul a trecut cu un da, deci în favoare. And the idea was that the two yeses would produce a third yes in Norway, but it didn't. Acum ideea era că aceste două deci voturi în favoare, deci doi de da, ar fi produs al treilea rezultat, încă un da și în Norvegia, însă n-a mers, n-a lucrat chestia asta.
But my point here is that the referendum in Sweden was extremely close. 47% of our population voted against joining the European Union in 1994. Dar ideea este că, într-adevăr, votul din Suedia, deci în referendumul din 1994, a fost cu adevărat pe muchie, practic. 47% din populație s-au pronunțat împotriva aderării la Uniunea Europeană. 30 years have passed. Și iată că au trecut 30 de ani. The support for Sweden's membership in the European Union today is somewhere around 80-85%. Au trecut 30 de ani și acum sprijinul pentru calitatea de membru în Uniunea Europeană a Suediei se cifrează la 80-85%. A clear majority of all populations, rural, city people, north, south, rich, more struggling, there is a clear majority in all these groups saying European Union has been good for us. Avem o majoritate foarte clară care cuprinde practic toate păturile populației, de la nord la sud, regiune urbană, regiune rurală, oamenii cei mai bogați și cei care sunt un pic mai nevoiași. Dar iarăși toată lumea, deci o majoritate clară în favoarea faptului că Uniunea Europeană este bună pentru noi. It makes us safer. Ne face mai siguri. It makes us richer. Ne face mai bogați. There are some estimates that say that 30 billion euros per year in annual output is due to our membership in the European Union and the EU single market. Există anumite estimări care zic că în jur de 30 de miliarde, iarăși, de euro anual, deci vin anume datorită, sunt contribuția care vine anume din piața unică europeană la care avem noi acces. And it makes us part of a larger political alliance, a European political alliance, in a more unsafe world. Și ne face să fim parte și la alianța politică europeană în această lume nu prea sigură. So this is the Swedish story. Iată, asta este povestea Suediei. I also want to say a few words about enlargement. Și acum vreau să spun câteva cuvinte privitor la extindere. I have visited every single candidate country to the European Union. Eu am vizitat fiecare, dar fiecare țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. I worked on European reforms and European integration in a number of countries in the Western Balkans. Am lucrat cu reformele europene, deci pentru integrare în mai multe țări din Balcanii de Vest. I've seen how hard it can be. M-am convins cât de dificil poate fi acest lucru. I've seen how frustrating it can be when things are not moving fast enough. Am văzut cât de frustrant poate să fie toată situația atunci când lucrurile nu se mișcă înainte suficient de repede. Governments are complaining with Brussels saying, why are we not moving quicker towards the European Union? Guvernele se plângeau în Bruxelles, întrebau de ce nu avansăm mai repede spre Uniunea Europeană. Businesses are saying, where are all these big EU grants that we hoped we would get? Mediul de afaceri întreba, și unde sunt toate granturile cele atât de mari care noi speram că o să le obținem de la Uniunea Europeană? And people are saying, where are the salary increases that we hoped? Why are we not catching up with Poland or Estonia tomorrow? Și oamenii evident puneau întrebarea, unde sunt salariile cele mari despre care vorbea toată lumea? De ce noi nu avem aceleși salarii cum există în Polonia, în Suedia, în Estonia, de exemplu? And sometimes it is a bit slow. Și adevărul este că câteodată procesul e lent un pic. But I tell you one thing. Dar vă spun un lucru. I have never met a single person or a single government representatives in any of these candidate countries who've ever said we regret going this way. Dar niciodată nu am întâlnit niciun om în aceste țări despre care vorbesc și niciun guvern care să fi spus regretăm că mergem în direcția pe care am ales-o. Because the longer you engage on European reforms and European integration, pentru că cu cât mai mult ești implicat în reforme europene, în integrare europeană, the more obvious it becomes for everyone, cu atât mai evident devine pentru toată lumea, that these things are coming. Că aceste chestii, deci care se așteaptă curând, vor veni. And I say one last thing about enlargement. Și voi spune încă ultima chestie privitor la extindere. That there is a window of opportunity now. Acum avem această fereastră de oportunități deschisă. There has been a tendency over a couple of years. În ultimii ani a existat o tendință
a sort of tiredness inside the EU and in the countries wanting to join the EU? Un fel de oboseală atât în cadrul țărilor Uniunii Europene, cât statelor membre, cât și în țările care aspirau să se alăture la Uniunea Europeană. But suddenly there is now new energy. Însă, brusc a apărut acum un nou aflux de energie. Countries such as Moldova, and this country has really made a lot of progress over the last years. Țările de genul Republicii Moldova, care într-adevăr au înregistrat un progres foarte mare în acești ani. There is new energy there. Da, deci aici este acea energie nouă. But also in Brussels, when ministers and prime ministers meet. Dar și în Bruxelles, când se întâlnesc miniștri, prim-miniștri. There is a new seriousness. Apare un nou sentiment de seriozitate. Really preparing for enlarging the European Union and bringing in new members. Chiar se pregătește toată lumea pentru această extindere și pentru a primi, pentru a găzdui noi membri. And I think this is, if a country wants to get closer to the EU. Și eu consider că dacă o țară își dorește să fie mai aproape de Uniunea Europeană, this is a good moment to go for it. Acesta este exact momentul potrivit pentru a o face. I'll stop there. Mă opresc aici. Thank you very much, Director Minister, for this remarks, very useful. Acum sper că prezentările pe care le-a făcut domnul ministru și domnul director v-au inspirat, poate v-au generat și niște întrebări. Și acum vă rugați-mi de la bun început. Și acum vă invit să predicați mâna, să vă prezentați și să adresați întrebarea dumneavoastră. O să luăm pentru prima rundă 3 întrebări. Dacă vor fi mai multe, luăm mai multe. Vă rog. Curaj. Technical problems. Da. Haideți, vă rog, cine vrea să adreseze prima întrebare? Vă rog, în spate. Bună ziua. Mă numesc Anatolie Kladikov. O întrebare pentru domnul ministru de externe al Estoniei. Observăm o preluare de bune practici ale Republicii Moldova în domeniul reformei administrative și ce ține de digitalizare. Având în vedere reforma, nu. Având în vedere referendumul care urmează, ce practici putem să preluăm din Estonia pentru reducerea influenței Federației Rusiei? Și aici ne referim la... Nu am crezut că o să am așa emoții, da. Haideți să încurajăm domnul. De obicei sunt mult mai deschis, domn președinte, se uite, domnul Ternovski, într-adevăr este un eveniment cu greutate. Vă mulțumesc. Ce pași sau ce trebuie să împrumutăm de la Estonia pe domeniul reducerii influenței rusești? Și aici ne referim la limbă, la educație și la, probabil, la sistemul de vot. Că știu că Estonia are câțiva pași înainte și, desigur, dacă Suedia are o experiență similară pe acest domeniu. Mulțumesc! I'll translate the question because I understand it doesn't work. So we have already taken up a lot of experience from Estonia in terms of some legislative reforms, in terms of digitalization. And now having this referendum upcoming, we'd like to ask you, what sort of good practices can we take up in relation with the referendum now? First of all, how to reduce the influence, the Russian interference, the Russian influence in that, but also in terms of everything, as I said, maybe language which is used, maybe the system of voting, again, in the context of your digitalization. So what good practices can we take up in order to combat the Russian influence and to keep up the referendum? Thank you very much for Volik's question. And it is true that we are the most digitalized country and nation in the world right now. And we started it 20 years ago. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Într-adevăr, este un adevăr. Estonia este una dintre cele mai digitalizate țări în lume și a început acest proces vreo 20 de ani în urmă. And everybody thinking that we are just a very smart nation, and I think that they are right. Toată lumea crede că suntem o națiune foarte inteligentă și eu cred că are dreptate lumea.
But actually, the secret was that we had nothing. We were very poor. We had no government in the meaning of the services, and the situation was really bad. So we decided to find the best, the most transparent, and also the most efficient way how to run our small country. And it was a digitalization. La început, într-adevăr, cum ziceam, noi nu aveam practic nimic. Țară mică, țară săracă, practic nu aveam guvern în sensul de prestare de servicii pentru populație și, evident, trebuia să ne gândim cum putem să facem, să îmbunătățim situația. Dacă vorbim despre transparență, dacă vorbim despre eficiență, calitate, și răspunsul a fost digitalizarea. Now I think that we have the less corruption in European Union, I think top five at least. And everybody can understand who is looking into their data and how the process of decision, is it local municipality, is it regional, or is it governmental, how it goes. Acum noi suntem cu un nivel practic, bine, cel mai scăzut în Europa, cel puțin în top 5 cu cel mai scăzut nivel de corupție în Europa, Estonia. Fiindcă toată lumea acum poate să-și dea seama, să înțeleagă cine are acces la date, cine vede datele, cine ia o anumită decizie la nivel regional, la nivel central, la nivel municipal. Deci toată chestia aceasta este acum absolut transparentă. We have 99% of our public services online right now. Actualmente 99 din toate serviciile noastre publice se prestează online. Except marriage, because we still believe that if people are going to get married, they should meet finally at least once physically. Cu excepția căsătoriilor care nu se înregistrează deocamdată online, fiindcă totuși se crede că dacă oamenii au de gând să se căsătorească, trebuie măcar o dată să se vadă la față, să se întâlnească fizic. But the divorce already since half a year ago it's online. Însă divorțurile deja merg și online. But without jokes, we have e-voting system already 20 years, so we can use we can vote like electronically, and next year using the mobile phones as well. Însă noi avem sistemul deja de vot electronic, așa numitul e-voting, este deja în vigoare 20 years, you said, e-voting, 20 de ani. Și de anul viitor o să avem posibilitatea să votăm prin cu ajutorul telefonului celular. But for me the question is not that we can vote electronically, but this is the highest standard of trust about your government, the government and then public sector from the people. This is a highest standard of trust. Pentru mine nu însă contează atât de mult faptul că putem să votăm în mod electronic, cât că acest fapt demonstrează cel mai înalt nivel de încredere a cetățenilor noștri față de guvern. Deci cel mai înalt nivel de încredere. And you can only imagine that we need to protect all these digital solutions, all these e-solutions, all these digital services. Cyber defense is really, really crucial in Estonia. I think that we are the one of the best in the world. Și vă dați seama că în așa caz noi trebuie să fim capabili să protejăm toate aceste servicii online, electronice, să putem să protejăm toate aceste dispozitive electronice, toate aceste programe. Deci, da, într-adevăr, din punctul de vedere a apărării cibernetice, suntem cei mai puternici în lume. So now I'm coming to answer the question about Russian influence. You can only imagine how much they really would like to hack in, how much they really would like to attack our systems, because our services and our society is relying on digitalization and digital solutions. And I can say that we are under heavy cyber attacks 24/7, sometimes couple of hundreds of them, but we were able and we are able to protect our systems and our people. Acum, ca să revin la întrebarea dumneavoastră privitor la influența Rusiei, dumneavoastră vă puteți da seama, vă puteți imagina cât de tare Rusia ar vrea să poată să spargă sistemele noastre, cât de tare și-ar dori să poată să influențeze aceste soluții. Noi suntem sub o presiune enormă, 24 de ore din 24, 7 zile din săptămână, câteodată avem sute de atacuri cibernetice asupra sistemelor noastre, însă noi suntem capabili să ne protejăm și sistemele și oamenii. And of course not all these attacks coming from Russia, they are coming from North Korea, they are coming from private groups globally because we have a lot of hackers. But the other thing is about hybrid actions.
And this is something we see that Russia is, the Moldova is like the hub to experience and to test what kind of hybrid attacks can be made against democratic elections or democratic processes. And here we work together. We have several projects together with Moldovan government in Moldova, and also we are learning from you how well you are doing, and you are doing the great job because you are in very difficult situation. Desigur, aceste atacuri nu vin neapărat din partea Rusiei, avem și atacuri din partea Coreei de Nord și din partea unor grupuri private, din partea unor întreprinderi private, însă cel mai important este în acest context sunt atacurile hibride de care ne ciocnim noi și este vorba de atacuri hibride în special în procese electorale, în procesele acestea democratice și Moldova, putem să zicem, din acest punct de vedere, este un fel de hub, un fel de poligon pe care se testează aceste atacuri hibride, să vadă cum pot influența ele procesele electorale, tot ce se întâmplă la noi. Și noi, desigur, suntem alături de dumneavoastră, de cetățenii Republicii Moldova, să vedem cum vă descurcați și putem să spunem că dumneavoastră, într-adevăr, faceți un lucru extraordinar din acest punct de vedere, deci atunci când vă opuneți la aceste atacuri hibride. And that's why I'm coming back to the word trust. And trust can be based only about facts. And one part of these hybrid attacks, they are not digital cyber attacks. They are attacks against the truth, attacks against the facts, and attacks against the right narratives. So I'm really, really grateful that we are having this meeting today here. We should have them more and more, because finally people understand what is right, what is truth, and what is not. This is fake news attacks are most dangerous, not even the cyber attacks. Însă vreau să vă spun că de fapt nu toate atacurile despre care vorbim noi sunt doar atacurile cibernetice. Noi avem atacuri de altă natură, deci sunt așa numitele atacuri sub formă de dezinformare, deci tot felul de fake news-uri, deci de știri false. Și ca să revin la fapte, cum zice, ca să revin la încredere. Dacă vorbim despre încredere, încrederea se bazează pe fapte, pe adevăr. Și noi suntem foarte bucuroși pentru faptul că avem această întâlnire acum cu dumneavoastră. De fapt, ar trebui să avem cât mai multe ședințe de acest fel, anume pentru ca să putem să vorbim despre adevăr, să scoatem aceste știri false, aceste fake news-uri, cum le spunem noi, deci să putem să vorbim adevărul și fapte. And all this development what we have made in Estonia during the last 20 years about digitalization mostly were funded by the European funds. And we have already started different projects together with European funds in Moldova. And you can be sure that you are not going to do the same mistakes what we did, because we made all of them already within the 20 years. So we can only be better together. Vreau să spun că acest proces de digitalizare despre care vorbeam și care a fost inițiat acum 20 de ani în urmă, el a fost desfășurat cu fondurile Uniunii Europene. Și acum noi avem proiecte, de asemenea cu fondurile Uniunii Europene, care se realizează aici, în Republica Moldova. Și am spus că noi vom avea grijă ca voi să nu comiteți toate greșelile pe care le-am comis noi, dar voi nu aveți cum să le comiteți, că zis că toate care au putut să fie comise, le-au comis ei. Așa că nouă nu ne-a mai rămas niciuna. Because we are friends. Da, și o să vă ajutăm fiindcă suntem prieteni. Mulțumesc, domnul ministru. Întrebări? Vă rog. Până când vă gândiți, am eu... vă rog. În spate, o întrebare. Eu am să dau o întrebare așa mai piperată, poate trezesc interesul și celor din sală. Mă numesc Marina Tamurato și am așa o întrebare. Republica Moldova este o țară ortodoxă care tare mult ține la religia sa și se vehiculează, și vreau să ne spuneți corectitudinea acestei situații, că
Uniunea Europeană susține căsătoriile de același gen. Și vreau să spuneți, să răspundeți la această întrebare. Eu știu răspunsul, dar știu că suntem și live ca să audă cât mai mulți că Uniunea Europeană nu este doar despre asta, dar are în vizor alte chestii, mai puțin această întrebare. I'll address a question, hoping that I'll raise the interest of the audience, so maybe I'll motivate them to be more active. There are some rumors which state the European Union, first of all, Moldova is an Orthodox country. We have a very strong sort of Orthodox approach to religion, and we really value this religion. So there are some rumors which state that European Union supports the same gender marriages. Same gender marriages. And although I know the answer to this question, Marina said, still I want you, because it's a live broadcasting, I'd love you to respond so that everyone can hear that the European Union is not only about that. So what can you say about this issue? Okay, I've just finished. Maybe you would like to start, but I can. You know, I'm living proof here. I am a man, 4 children, married, in church, and I'm a great fan of European Union. So actually, European Union is not about same-sex marriages or the partnership things. It's totally the discussion in all different societies. It's a matter of Moldovan people or the different nations. So I know this narrative very well. It is used to divide people and families, but European Union is not about that. European Union is everything else as well. Of course, the political rights and freedom of speech and the personal rights, they are important. They are a part of the democracies. But this question and this debate is about yourself. And I can say as well that we had in Estonia this debate in very... Oh, sorry, I'm too long. În primul rând, eu sunt exemplul elocvent, zice domnul ministru, mă aveți aici, deci exemplul în viață, căsătorit, 4 copii, căsătoria în biserică, deci cununia s-a produs în biserică, deci iată exemplul, și în același timp concomitent este un fan absolut dedicat al Uniunii Europene. Într-adevăr, Uniunea Europeană nu este doar despre căsătoriile de același sex, de același gen. Uniunea Europeană înseamnă mult mai multe. Da, așa discuții se poartă în diferite state, se poartă în Republica Moldova. Noi știm că există așa fel de discuții, noi știm că există așa fel de dezbateri. Noi cunoaștem foarte bine cât de importante sunt drepturile politice, libertatea de expresie, drepturile personale. Dar, din nou, Uniunea Europeană nu este despre căsătoriile de același sex. La noi, în Estonia, apropo, a început să zic că domnul ministru, de asemenea, s-au purtat discuții vehemente la această temă. Yes, we had very active debate about this more than 20 years. Even Estonia is not Orthodox country. But this is a topic which must be discussed in a society. Whatever the background is religiously or historically, it is just a normal part of the debate which can be taken place in democratic societies. În Estonia, așa fel de discuții s-au purtat foarte activ în ultimii 20 de ani, cu toate că Estonia nu este o țară ortodoxă, dar așa fel de discuții trebuie să fie purtate în societate, într-un stat, independent de care este contextul istoric, religios și așa mai departe. Este parte, deci la procesele democratice, este firesc așa fel de discuții să se poarte într-o țară, într-un stat. And we didn't feel any pressure or any kind of influence from European Union about this. It was our debate. Și noi nu am simțit nicio fel de presiune din partea Uniunii Europene la această temă. Deci aceasta a fost dezbaterea noastră, dezbaterea internă. And what we felt was that I'm very straightforward. Russian background groups, they wanted to raise this question somehow as dividing ourselves and use it like political ways. And so also maybe some other groups, it was politicized debate.
Ce am simțit noi, și eu am să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, foarte direct. Deci sentimentul nostru era că, de fapt, grupurile pro-rusești foloseau această întrebare cu scopuri politice, deci cu scopuri ca să ne dezbine, să ne împartă cumva. Și alte grupuri de asemenea foloseau în scopurile lor așa fel de dezbatere. And of course we saw some politicians, they used one side and the other politicians other side to create a conflict, because today's world, politicians, they are living from conflicts, primitive conflicts. Și vedeam și politicieni care ba luau parte cu om, deci un grup, alții țineau parte cu alt grup, anume pentru a crea conflict, fiindcă trebuie să admitem că politicienii în lumea noastră modernă, ei trăiesc din conflicte. And I saw that in some cases the families, they split. One part of the family was supporting one idea, the other part the second idea, and our society was totally divided because of this topic. Și am văzut în unele situații când chiar familii cumva s-au prăbușit, s-au despărțit, fiindcă un membru a familiei susținea o idee, alt membru a familiei susținea altă idee, deci în mare măsură societatea noastră într-adevăr a fost divizată. But last year Estonian Parliament, representation of our people, decided to legalize the same-sex marriage. Însă, anul trecut, Parlamentul nostru, care de fapt reprezintă cetățenii, a decis să legalizeze căsătoriile de același gen. And this topic is gone. It's gone. No existing anymore. Not dividing our societies. It's just gone. And we are now focusing on our security, our economical development, our social policy. So, what I wanted to say is, it is your debate. This debate must be ongoing until you are going to make a decision. And it's normal. It may take 10 years or 20 years or 30 years. It's up to you. It's not about EU. That's it. Și iată, din momentul când a fost adoptată această decizie a Parlamentului, tema a dispărut. A dispărut ca și când n-a mai existat niciodată. Acum toată lumea se concentrează pe cu totul alte teme de natură economică, socială, deci dezvoltare și așa mai departe. Ce am vrut de fapt să spun prin aceasta? Aceasta este dezbaterea dumneavoastră internă. Nu este dezbaterea Uniunii Europene. Decizia o să luați dumneavoastră. Poate să dureze, poate să dureze 5 ani, 10 ani, e ceva absolut firesc, dar decizia oricare ar fi ea, o să fie a dumneavoastră. I can just add from my side that of course there are many countries inside the European Union that have chosen to do as Estonia and Sweden on same-sex marriages. Din partea mea vreau să adaug că da, sunt mai multe țări în cadrul Uniunii Europene care au optat în favoarea aceleiași decizii ca și Estonia, ca și Suedia, adică să fie legalizate căsătoriile de același gen. But there are other countries who have chosen a different path. Dar sunt și alte țări care au optat în favoarea altui parcurs. So, as the Estonian minister said, this is something that each country will have to decide on its own. Și cum a zis domnul ministru de externe al Estoniei, aceasta este o întrebare pe care fiecare țară trebuie să-și adopte propria decizie. I just want to go back again to when we joined the EU in the 1990s. Vreau doar să revin la momentul când ne-am alăturat noi la Uniunea Europeană, în anii 1990. There were a lot of stories about what was absolutely going to happen if we joined the EU. Se spuneau foarte multe povești care ziceau că neapărat o să se întâmple în cazul în care o să decidem să intrăm în Uniunea Europeană. A lot of them had to do with Germans coming one way or the other, buying or doing something else in Sweden. O poveste ținea de nemții care o să vină în Suedia și o să facă tot felul de chestii și o să vândă și o să cumpere și așa mai departe. And the one story was worse than the other. Și fiecare poveste era mai urâtă decât cea precedentă. And I really think some of these stories explain some of the 47% who voted against. Și cred că numai aceste povești cumva explicau acele 47% de suedezi care atunci au votat împotrivă. But none of these things have ever happened. Însă nici una dintre ele nu s-a adeverit. And I think
even at this stage, we'd like the Germans to come even more, perhaps with their money and investments. Și la acest moment vreau să vă spun că noi chiar ne-am dorit nemții să vină mai mulți la noi, să vină cu banii lor și cu investițiile lor cât mai mulți. So I think it's important to see beyond these myths. Deci este foarte important să putem să vedem dincolo de aceste mituri. And some specific topics, same-sex marriage is one of them. Pe așa teme specifice, cum ar fi, de exemplu, căsătoriile de același sex. Sort of get a bit too much emotional prominence in the debate. Ele de obicei au o pondere mai emotivă, cu un pic prea multe emoții, deci în aceste dezbateri. At the end of the day, it will be totally different things that should determine the way people vote. Dar în ultima instanță, cu totul alte chestii trebuie să determine modul în care vor vota cetățenii. Because there are other things that will determine whether this will be good or bad for the Moldovan future. Fiindcă sunt alte chestii care o să determine va fi bine sau rău pentru viitorul Republicii Moldova, o chestie sau altă. May I add? Mr. Minister, can I ask you immediately? I'm just adding one fact about this fear of that Germans or Swedish, we have Swedish banks in Estonia, that will come and buy everything. Swedish what? Swedish banks. Banks. So. Da, doar ca să adaugi repejor imediat la ceea ce a zis colegul privitor la invazia nemților peste ei, zice exact același lucru. Noi cu suedezii aveam frică că o să vină peste noi și avem bănci suedezi acum în Estonia. The fact is, in Estonia, 4.1% of our lands belong to some kind of foreign owner after 20 years of EU membership. Acum, fapt, iarăși, în Estonia, 4.1% din terenurile de pământ aparțin unor proprietari străini. Deci, în timpul acestor 20 de ani de calitate de membru în Uniunea Europeană, 4.1% au trecut în proprietatea străină. So this is the fact that this fear is not real. Deci asta este un fapt care demonstrează că temerile n-aveau niciun temei, că doar 4.1% din terenuri sunt străine. And there is another great story I remember when we had referendum that we are measuring banana curves in European Union. Încă o poveste și o amintește, o poveste extraordinară pe care o auzea atunci când trebuia să aibă loc referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană, că chipurile o să fie măsurate curba bananei, deci înainte de a intra, dacă o să intrăm în Uniunea Europeană, deci într-atâta de... And we all believed that, really, we believed, even we're not raising the bananas, we eat them. Și noi le credeam, deci noi chiar le-am crezut pe bune, cu toate că noi nici nu creștem banane, noi de mâncat le mâncăm, dar nu le creștem noi. But do you know who actually created this fake narrative? Dar știți cine, de fapt, crea toate aceste narațiuni false? No, Boris Johnson. When he was a journalist in the beginning of 80s. Really, the great idea. Asta Boris Johnson, de fapt, în anii... The most known so-called fake story about the European Union was this banana curve story created by Boris Johnson. Cea mai cunoscută poveste, așa mit, despre aderarea la Uniunea Europeană era exact povestea asta cu banana pe care a creat-o Boris Johnson în 80 când era jurnalist. Thank you. I had a follow-up question, Director, to you and Minister. You told about the topics that should determine our decisions about the future. What are those topics that should be most important for us when deciding about our future? Întrebare imediată, fiindcă dumnealor au menționat acele teme care trebuie să ne determine, să fie determinante atunci când vom lua o decizie privitor la viitorul nostru. Care sunt aceste teme? Întreabă. Well, at the end of the day, I mean, it's not for me to say so, but it seems, I mean, if you take my country, în ultima instanță cred că nu eu trebuie să mă pronunț la tema aceasta, dar dacă ne uităm la experiența propriei țări, a dumnealui. The reason why support for the EU has gone from 50% to 85%. Care a fost motivul că sprijinul pentru Uniunea Europeană a crescut atât de mult, de la 50 și un pic procente la 85? It's security. Securitate. You're stronger together. Mai puternici împreună. Economy. Economie. You're richer together. Mai bogați împreună. And I think freedom.
și libertate, cred eu. For the young people to travel, to study, to work. Pentru cei tineri să poată studia, să poată călători, să poată găsi un loc de muncă. And the fact that over these 30 years of membership, și faptul că în acești 30 de ani de când suntem membri, we have understood that these are not just words. Noi am înțeles că acestea nu sunt doar cuvinte cele pronunțate. It's been good for our security. A fost într-adevăr ceva bun pentru securitatea noastră. We live in a world that is more insecure. Trăim acum într-o lume care este mult mai nesigură. We feel safer. Dar noi ne simțim mai siguri. On the economy, 30 billion euros per year in additional national output because of the European Union. Economia națională, am menționat deja, 30 miliarde pe an, deci această contribuție suplimentară anume datorită faptului că suntem în Uniunea Europeană. And the ability for our children to travel, to study, to go on educational exchanges. My children can study, go to other universities inside the European Union, can work, go and work there. Și posibilitatea pentru copiii noștri să călătorească, să meargă la studii, schimb, deci cu universitățile, copiii mei au posibilitatea, zice dumneavoastră lui, să meargă, să călătorească, ulterior să găsească un loc de muncă în alte state europene. This is what has influenced opinion in Sweden. Aceste lucruri au influențat opiniile din Suedia. Is it that this was the most important for Moldova? Oare acestea sunt și cele mai importante pentru Moldova? You have to decide. Dumneavoastră trebuie să decideți. But for me, these are the key facts and you have to separate them from some of the other myths that go around. Dar pentru mine aceștia sunt factorii cheie sau faptele cheie și trebuie să le separăm de miturile care circulă pe undeva în aer. I totally agree what has been said and this is the Moldovan people decision, but from the Estonian perspective some things to add. We are living geographically in the most dangerous place. It's a neighboring country of Russia and we have sea the other side. And then we have Sweden, our friend. And we have been living there like 7,000, 8,000 years. Eu sunt absolut de acord cu ceea ce a zis colegul. Într-adevăr, decizia va aparține dumneavoastră, dumneavoastră trebuie să decideți, dar vrem să mai adăugăm încă, să mai adaugăm cu un lucru. Noi, din punct de vedere geografic, trăim într-o localitate foarte periculoasă. Avem la frontieră, cunoașteți pe cine, avem rușii la frontieră și avem prietenii noștri, avem suedezii, cei care sunt prietenii și care ne susțin în toate. France are oversea, Finland oversea to north, and then our Latvians and Lithuanians friends together. So we are living in a very dangerous place, and we know that we have been always under somebody's ruling during the last hundreds of years. Da, cu adevărat, peste mare Suede, peste mare la nord Finlanda, avem în continuare prietenii statele Baltice, Letonia, Lituania, dar adevărul este că trăim într-adevăr geografic într-o localitate foarte periculoasă, fiindcă permanent de lungul istoriei noastre, și asta vorbim de secole, deci de sute de ani, noi ne-am aflat sub influența, deci sub anumită putere, sub anumit imperiu. But we decided that we will not be anymore in the middle of, I don't know, east and west, but we decided where we belong to. And now I can say that we are more secured, more protected. Our living standard is the highest ever our nation have had during the last thousands of years, I can even say. And our children, they have a great perspective for education and then for the better life as well. And this is something that we decided. It was a decision of us. Because based on facts, as I said, and also based on historical experience, which was bad. So I can say that now we are the most protected situation than ever before. Și desigur,
Noi am hotărât în felul următor. Nu contează unde trăim, deci geografic, lângă cine ne aflăm. Important este să decidem de cine aparținem. Și iată, noi am luat așa o decizie. Și acum ne simțim mult mai protejați, ne simțim într-o siguranță mult mai mare. Nivelul nostru de viață a atins, cred că, niște valori care nu au existat în ultimii, cred că, 1000 de ani în Estonia. Deci cele mai înalte valori a nivelului de viață. Copiii noștri au toată libertatea să circule, să învețe, să se bucure de toate oportunitățile. Și am zis că aceasta a fost o decizie pe care am luat-o noi, o decizie să vedem de cine aparținem, unde ne aflăm. În aceste, da, având, cum am zis, acest context destul de dificil inițial, în care am trăit 1000 de ani. And second fear for our small nation was that maybe we are going to lose our identity if we are going to join European Union. Exact aceeași frică exista și pentru noi ca și națiune mică, că dacă ne alăturăm la Uniunea Europeană, probabil o să ne pierdem identitatea noastră. We speak Estonian language, which is one of the oldest languages in Europe. Și noi vorbim limba estoniană, care este una dintre cele mai vechi limbi ale Europei. And we are doing science in Estonian language, high level genetic science and everything else. Facem știință, cercetare în limba estoniană și vorbim de știință de nivel înalt, în genetică, în alte domenii, în limba estoniană. It's a secret language which only 1 million people in the world can speak. Limba secretă, zice, pe care doar 1 milion de oameni pe planetă o vorbesc. But the language is not only about communication, but the languages, they are the oldest systems in your brain. It's a logical brain, it's a part of your identity. Însă limba nu este doar ceea ce vorbim noi, cuvintele care le pronunțăm, ea este parte la un sistem foarte complicat a creierului nostru, a creierului, deci a logicii creierului nostru. De fapt, limba este parte a identității noastre. And what we have witnessed during these 20 years is actually our identity, identification as Estonians has become more stronger, and mainly amongst the younger people. And this is very important to know for you as well. Ce am aflat noi, de ce ne-am convins în acești 20 de ani, că de fapt sentimentul nostru de identitate, deci identificarea noastră ca și estoniene, a devenit mult mai puternică și mult mai puternică anume între tineri. Deci chestia asta e bine să o cunoașteți și dumneavoastră. And one reason is that if you become the member of European Union, you have the equal position around the table of 27 different countries, as big as Sweden or France or Germany, we are equal. Important este că dacă devii membru a Uniunii Europene, ești egal la această masă mare de, cu 27 de participanți. Că este vorba de Suedia, de Germania, de Franța, noi suntem egali printre egali. If we feel that big countries will come and harm us, then we block this decision even alone. And this is a principle of solidarity in European Union, that you're equal and your voice matters, even if you're a small country. And this is something you can guarantee, that you're not going to lose your identity or your interests. În cazul în care noi, ca și țări mici, avem cumva vreo frică, vreo temere, că vreo țară mare cumva ar putea să ne producă vreun detriment, avem dreptul de a bloca așa o decizie. Deci asta este important, că chiar fiind o țară mică, fiind la o masă cu egali, deci alături de egali, avem toată libertatea să blocăm o decizie care ni se pare nouă nepotrivită. Thank you. Cred că mai avem timp pentru încă o rundă. Mă bucur că deja sunt mai multe mâini. Asta înseamnă că ne încălzim la final de, spre final de dezbatere. Vă rog, avem în spate două persoane. 1, 2 și 3. 3 întrebări. Și 4. Ok, hai să facem o rundă completă. Mă numesc Iurii Cujbă, Muzeul de Istorie și Etnografie. Va fi Republica Moldova și Transnistria un nou Cipru? Și a doua întrebare, care este produsul intern brut al Uniunii Europene la scară mondială? Mulțumesc!
Ion Kuzhba represents the Museum of History and Ethnography. He's got two questions. Is going Republic of Moldova and Transnistria to become an next Cyprus? The first question. And the second question, what is the GDP of the European Union at the global scale? Easy questions for you. I don't know the GDP of European Union altogether, global world, but what I know is that Nordic Baltic countries, eight of us, we belong by GDP the G10 countries, well, if we would have been one country or one group. So we are very powerful in the meaning of that. About Transnistria, it's of course very, very difficult question. I think that it's much more like the thing that European Union is not going to decide this. This is something what must be find a way that everybody will be living in a good life in European Union. So this is a Moldova as a territorial integrity question, which is very important on the international level. So I don't know what was the question about the Cyprus. I couldn't understand that exactly. Eu nu vă pot spune care este PIB-ul Uniunii Europene, deci pe scară globală, dar pot să vă spun că PIB-ul acestor opt țări, cum le numim nordice-baltice, deci care aparțin de grupul țărilor nordice-baltice, deci el este apropiat de PIB-ul a țărilor care fac așa, care constituie așa numitul grup G10, deci este vorba de o putere mare, deci într-adevăr este vorba de o pondere foarte mare. În ceea ce privește a doua întrebare, Moldova, Transnistria, nu suntem noi cei care putem să decidem sau să ne pronunțăm. La acest capitol considerăm că, deci ce ne dorim noi? Noi dorim să vedem un nivel înalt de viață pentru toți moldovenii, vorbind de integritatea teritorială a Republicii Moldova. În rest, întrebarea, deci Moldova, Transnistria, Cipru, dumnealui nu prea... Mr. Minister, I just checked Google, and Google answered to me that EU GDP is over 20 trillion in 2024, which is roughly about 20% of global GDP. How much is it? About 20% to global. Da, iată, moderatorul nostru a căutat în Google și a văzut că se cifrează, deci PIB-ul Uniunii Europene la 23 trilioane, ceea ce constituie cam 20% din PIB, deci global. I was just thinking about the other question. And, of course, our hope is that the political blockages and problems surrounding Transnistria will be resolved. Mă gândeam la două întrebare. Speranța noastră, desigur, este că toate problemele și toate blocajele politice care există actualmente în jurul Transnistriei vor fi rezolvate. The European Union deals with the entire Republic of Moldova. Uniunea Europeană are relație cu întreaga Republica Moldova. And when we think about the future relationship between the EU and the Republic of Moldova, we think about the relationship that will cover the entirety of Moldova. Și când ne gândim la relațiile dintre Uniunea viitoare, dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, ne gândim în termen de teritoriu integral al Republicii Moldova. And I think if you look at the history of things, you can find a number of situations where there have been issues, political blockages, problems inside countries. Dacă vă uitați în istorie, au existat de-a lungul mai multor ani diferite situații de probleme politice, blocaje în diferite țări. Where EU standards, EU trade, EU relationship has actually been helpful in overcoming internal difficulties. Și atât așa dificultăți interne, anume standardele Uniunii Europene, anume abordările, comerțul Uniunii Europene s-au dovedit să fie utile, adică au ajutat la rezolvarea acestor situații dificile. But I know that this is a really difficult issue. Dar cunosc că această problemă este una cu adevărat dificilă. A number of really smart people, not least from Moldova, has worked very hard to overcome difficulties here. Cunoaștem că mai mulți oameni foarte deștepți, foarte inteligenți, inclusiv și din Republica Moldova, au muncit mult pentru a depăși această problemă. And these efforts will have to continue. Și dorim doar să continue aceste eforturi. But I think
my feeling as an outsider is that the aspect of an EU relationship is probably not at least going to make it more difficult. I think it potentially could be part of helping finding a solution. Dar deci perspectiva mea ca și persoană din exterior, eu consider că calitatea de membru în Uniunea Europeană nu o să facă mai dificilă problema, invers ar putea să devină parte la soluție, la rezolvarea acestui diferend. My understanding, for example, is that the significant proportion of the trade that goes out of Transnistria goes to the European Union. Din câte cunosc eu, sentimentul meu este că o parte semnificativă din comerțul care vine din Transnistria, deci comerțul Transnistriei, parte semnificativă este cu Uniunea Europeană, anume. Maybe I'm just giving you example from Estonian experience, which is totally different story than about Transnistria, but about Estonia. Poate să vă dau un exemplu, iarăși istoria Estoniei, care este evident totalmente diferită față de cea cu Transnistria, deci este un exemplu al istoriei, al Estoniei. Northeast part of Estonia during the Soviet occupation was, you know, most of Estonians, they were sent away, and now and then Russian speaking people were brought in from Soviet Union. Pe partea de est, în special a Estoniei, deci în timpul sovietic ce se întâmpla? Mai mulți estonieni erau scoși, luați din țară și populație rusofonă, vorbitori de limba rusă, erau invers aduși acolo în Estonia. Now we have there like 95% of Russian speaking I cannot say minority because this region they are majority. Și iată, în aceste regiuni actualmente avem 95%, nici nu putem spune de minoritate rusească, fiindcă în regiunea aceea sunt majoritatea covârșitoare. When we regain our independence again in 1991. Și în 1991 când ne-am recâștigat independența, then we saw that a couple of years later Russia started to somehow to provoke that they should make a referendum in this region where to belong. Deci, 91, după redobândirea independenței noastre, ce am observat noi? Că, iată, aceste grupuri rusofone din acele regiuni au început să vină cu niște provocări, că chipurile ar trebui să organizăm un referendum, să vedem unde ar trebui să aparțină aceste regiuni. But this referendum didn't just happen, and now we are a member of European Union, and I think that most of these people knows exactly where they belong, what are their salaries, what are their pensions, how free they are, if they think what kind of life is the other side of the border. Și acel referendum așa și nu s-a petrecut, care era provocat, deci n-a mai avut loc referendumul, acum Estonia este în Uniunea Europeană și cred eu, zice domnul ministru, că acei oameni, acei rusofoni din acea regiune, acum știu foarte bine unde aparțin ei și de cine aparțin și ce salarii au și ce pensii au și ce libertate au, mai ales dacă se uită peste frontieră în țara vecină cei care e situația. Thank you. În spate, vă rog. Bună ziua din nou. Elena Burlacu, managerul și Centrul Municipal pentru Tineri Ungheni. Vreau să vorbesc din perspectiva tinerilor, care sunt oportunitățile care Uniunea Europeană le au pentru ei, dacă vor fi recunoscute diplomele de la universitate și cunosc o experiență extraordinară în Suedia, în care în unele școli se învață obligatoriu egalitatea de gen și prevenirea violenței în bază de gen și în familie. Cum putem noi să aducem practicile astea bune și cât de rapid ar putea să fie procesul ăsta? Mulțumesc. So Ms. Burlaga represents the youth center here in Ungheni. This is why the question is related to the youth programs, so what we can to offer. And also a question about a very good practice in Sweden. We know in some schools in Sweden there is a discipline which is part of the curriculum, apparently, which speaks about the gender equality, domestic violence, so these sort of things. So how can we take this sort of practice? How can we... yeah, indeed. How can you share this sort of knowledge? How can you take up this sort of practice? Gender equality? And about youth mobility. And the first part, yes, yeah, youth mobility about it.
Youth programs, youth mobility. The first question was about the youth, because she's representing the youth center in Ungern. So first was related to youth. Second, the experience of Sweden in teaching gender equality, fight against domestic violence, prevention of domestic violence. Okay. It seems to me that there are two sets of answers to these things. One set of answers has to do with the things that that Moldova or local authorities in Moldova can decide to do on their own. And the other part has to do, particularly when it comes to youth mobility, what are the programs, all European cooperation programs that Moldova can participate in. And there, of course, this is something that step by step, if you choose to pursue the process of European integration, more and more doors will be open for Moldovan youth as you proceed in this process. As in terms of curriculum and domestic violence and gender equality, I'm not exactly sure. My kids go to school. I haven't seen in the curriculum a particular topic, but what I would say is that it is a topic that I think is brought up in school, and it's been given much more attention over the last decade or so. It is a problem, we recognize it, and I think more and more both political attention and attention by other parts of the Swedish society to these issues have grown. And I have in front of me here, and when we have left, there will be the Swedish ambassador who sits here, and unless you already know each other, I think you should talk a little bit after this exercise, and I'm sure that we can find ways to engage a bit more and see if we can establish contacts and cooperation beyond what there already is. But it's a topic that gets more and more attention in Swedish society, and we are happy to share our experiences. De fapt, aici avem două seturi de răspunsuri. Primul set de răspunsuri ține de tot ce pot face autoritățile din Republica Moldova, ce poate face statul Republicii Moldova, și a doua ține de diferite programe de mobilitate pentru tineret, deci programe educaționale, și pe măsură ce veți avansa în parcursul de integrare europeană, tot mai multe și mai multe uși se vor deschide și pentru tineret, deci programe la care veți putea să accesați și așa mai departe. Și la a doua întrebare cu curicula, cu deci disciplina de studiu în Suedia, dumnealui are copii care merg la școală, nu crede că a văzut în agenda undeva să apară chiar anume ca obiect școlar, ca disciplină în curicul, ceva ce ține de violența în familie sau egalitatea de gen, dar știe la sigur că este o temă la care se atribuie atenție sporită, în special în ultimul deceniu, și atenție politică și atenție din partea guvernului. Și în plus o avem aici pe doamna, pe excelența sa, doamna ambasadoarea Suediei, care va rămâne pe loc când vor pleca domnii miniștri, și dumneavoastră, dacă încă nu ați reușit să faceți cunoștință cu dumneiei, vă îndeamnă să faceți cunoștință, să luați contactele și să vedeți cum ați putea dezvolta această dimensiune de cooperare dincolo de ceea ce deja există ca și cooperare și colaborare. Dar, la sigur, da, acest subiect este într-adevăr în vizorul autorităților suedeze și îi se atribuie o atenție sporită tot mai mare. Mulțumim. Just maybe I am adding about the domestic violence and child protection and all these topics. My family established 24 years ago one of the first private orphan house and institution to Estonia. Though we have witnessed as well through practice the change what we have had in Estonia about the protection of children. Dacă vorbim despre violența în familie, despre protecția copiilor, pot să vă spun că familia mea, chiar 24 de ani în urmă, a instituit prima așa numită casă deschisă, și am fost și noi martorii cât de mult s-a schimbat situația, cum a evoluat situația în acești ani, iarăși dacă vorbim despre protecția copiilor în special. And what can I assure is that there is lots of attention, lots of different programs, lots of different funds and cooperation about how to create the
environment that all children, even those who are refugees or those who have no parents or they have problems at home, though during the last 20 years we have developed a lot, really. This is something that EU common funds are dealing with. Și adevărat, și la noi pot să vă asigur, se atribuie o atenție foarte mare și se alocă fonduri și este foarte multă cooperare anume în acest domeniu, să creăm un mediu cât mai favorabil, cât mai propice pentru toți copiii, indiferent că sunt copii refugiați, că sunt copii orfani, că sunt copii vin din familii vulnerabile. Deci noi, cu adevărat, am reușit să schimbăm și să evoluăm situația foarte mult în acest domeniu. And as well about the youth mobility, different programs. I think that most of Estonian students and also from school, they are studying, they have exchange programs, they're coming back home and the other way around. So this is the door which will be open for all the families. And don't be afraid that your children are leaving you and never coming back. They mostly will come back because they have their homes, they have relatives, they have actually the safe haven. Back home. So this is not the threat, what we have witnessed. Actually, this is an opportunity. And I've studied on different countries all over the world as well. And I know personally as well that nobody is waiting you there. And it's always better to be back home with your family and your people. În ceea ce privește mobilitatea tinerilor, într-adevăr, există foarte multe programe. Programe educaționale, programe de schimb, tinerii, studenții, elevii merg la studii, deci se face schimb de elevi, de studenți, merg la studii pe o perioadă anumită, revin în țară și să nu vă temiți. Și aceste programe o să fie deschise și pentru dumneavoastră, evident, mai multe uși sunt deschise și să nu vă temiți că copiii dumneavoastră o să meargă să învețe peste hotare și nu o să mai revină niciodată acasă. Noi cunoaștem acest lucru și domnul ministru cunoaște, deci din exemplu său personal, a studiat în diferite țări din lume și a revenit acasă, fiindcă sunt două chestii care le-a înțeles și le înțelege toată lumea. Una la mână, nimeni nu te așteaptă acolo unde te duci și nicăieri nu este mai bine decât acasă, fiindcă numai acasă te simți într-adevăr în siguranță, în familia ta. Mulțumim foarte mult. Noi suntem pe final dezbaterii noastre de astăzi și ca întotdeauna, spre final, suntem mult mai interesați să discutăm, să comunicăm. Asta încă o dată confirmă cât e de important să fim deschiși pentru astfel de evenimente și să comunicăm mai mult. Eu totuși vreau să vă dau ocazia încă, am văzut câteva mâini. Două întrebări, eventual, două întrebări. Dumneavoastră ați avut o întrebare în față, că noi am discriminat într-un fel colegii din față și am avut mai multe întrebări în spate și ca să echilibrez lucrul ăsta, o întrebare la dumneavoastră și domnul deputat, dumneavoastră ați vrut să puneți întrebare, vă rog. Bună ziua, Maria Stoian. Deci este pentru prima dată când orașul Ungheni găzduiește un astfel de eveniment. De astfel vreau să vă întreb de ce ați decis anume să veniți la Ungheni și de ce acum, în perioada campaniei electorale. De asemenea, se vorbește foarte frumos despre Uniunea Europeană și președintele țării a declarat de nenumărate ori că până în anul 2030 Moldova trebuie să devină țară a Uniunii Europene. Dar cunoașteți că în ultima perioadă au fost închise foarte multe școli, grădinițe, chiar și universități și cu toții cunoaștem că dacă aceste instituții sunt închise, automat satele mor. Despre asta este Uniunea Europeană? Maria Stoyanov, this is for the first time when such a high-ranking delegation comes to Ungheni. Indeed, for the first time Ungheni is hosting such a high-ranking delegation. So the first question is why you have chosen Ungheni, why exactly at this moment in the electoral campaign? And there is another question. The president of the country many times mentioned that the ambition of Moldova is by 2030 to become member of the European Union, but at the same time what we witness in villages, especially lots of schools, university are getting shut down, closed down. And of course, if the schools and the universities are closing down, it is very difficult to... to speak about development. So the question is European Union about this? Is it about closing schools, universities and villages? Because if you close villages and universities, villages are dead practically, they are dying. So is European Union about this?
The first question, why we're here, we are already second times as an NBA group here in Moldova, and we will come back, that's one thing. And the second is that do you have this kind of meetings as well, do you share our experiences, what we have witnessed based on facts, and also to support the decision what we made actually last year to open the door for Moldova to access the European Union. But now it's the question for Moldovan people to make a decision. So it's not connected to campaign. We are not campaigning. We are just putting the facts on the table. So this is a one part of the. Exactly. In Ungarn. I'm honest. I don't know why we are exactly here, but I'm very happy that we are here because we decided that we have now 8 countries. So we try to cover Moldova, different regions. So my own. honest answer is that I'm happy to be here, but I don't know why exactly here I am. Așa, ca să răspundă la prima, da, să răspundă la prima întrebare, de fapt, în acest grup suntem a doua oară deja în Republica Moldova, grupul din 8 țări, și am venit aici anume ca să partajăm experiența noastră, să facem schimb de experiență, să auzim de la dumneavoastră, să vă spunem care a fost parcursul nostru, deci să vă susținem în ceea ce urmează să faceți dumneavoastră, dar doar să vă susținem, nu să vă dictăm ce trebuie să faceți. Noi nu facem acum campanie electorală, deci nu este vorba de agitație sau propagandă electorală. Am venit anume să vă sprijinim. De ce anume în Ungheni? Dumnealui onest a răspuns că nu știe de ce anume Ungheni. Suntem un grup deci, care reprezintă 8 țări. Încercarea a fost să fie acoperite diferite regiuni ale țării, dar răspunsul de asemenea foarte sincer este că este fericit că se află în Ungheni. Acum. But again, I can assure you that before coming here, we visited one wineyard. Estonian project was there as well to support the equipment. I can promise, I can assure that I know a lot about wines, and it was one of the best wines I've ever tasted. So that is good reason for me to be here as well. Dar să vă mai spun, înainte de a ajunge aici la Ungheni, noi ne-am oprit la cramă, cunoașteți, da, și am o chestie care i-a plăcut foarte mult, a văzut plăcuța care menționează contribuția Estoniei la dezvoltarea acelei crame, s-a bucurat mult și a gustat și vinul de acolo și poate să vă spună că multe vinuri a gustat în viața lui, dar acesta a fost unul dintre cele mai bune, așa că va fi fericit categoric să mai revină încoace. But about schools, believe me, we have heavy debates in Estonia right now. We have had it before. How can we run our educational system, mainly in countryside, mainly in villages? And this is the question that every member state must find a solution. We have got lots of funds about universities, about educational reforms, as well about our reforms, what we are doing together with the local municipalities. But I can say you that for a small country as Estonia is, we have lots of forest and lots of small villages. It's a headache how to solve the problem that in every village or very close to families, we can run the schools. So I think that EU is much more supporting these kind of regional solutions. But finally, it's your government and it's your regional question how to solve the network of different schools. And if you have a good solution, we would like to follow you. Privitor la școli, pot să vă spun că și în Estonia se poartă foarte multe discuții și este și la noi acum pe agentă întrebarea cu școlile. În special vorbim despre școlile din regiunea rurală, din comunitățile mici, din sate. Cunoașteți Estonia, probabil sunt foarte multe păduri, sunt foarte multe localități mici și exact și pe noi ne îngrijorează cum am putea să menținem, să asigurăm școli care să fie disponibile cât mai aproape de familiile care locuiesc în aceste localități. Suntem și noi acum cu reforma educației
educațională, încercăm și noi să rezolvăm această problemă și sunt fonduri în Uniunea Europeană anume dedicate pentru reforma în educație, pentru rezolvarea problemei cu școlile, regiunile rurale. Clar că fiecare stat trebuie să găsească o soluție pentru propria țară ca să optimizeze cât mai mult totul ce ține de școli și universități. În cazul în care dumneavoastră identificați o soluție bună, vom fi fericiți să o urmăm pe dumneavoastră. I just wanted to add two thoughts. Am vrut să adaug și eu două considerente. One is why Ungheni? Prima răspuns la întrebare, de ce Ungheni? I've been to Chisinau maybe 5-6 times. Am fost în Chișinău, cred că de vreo 5-6 ori deja. I don't think I've ever been outside the capital. Și nu cred că am reușit să ies vreodată în afara capitalei. And I think we thought when we planned this visit that it would be useful for our teams, ministers, to also reach outside the capital. Și când planificam această vizită, am considerat că ar fi bine ca miniștrii noștri, ca delegațiile noastre să iasă și în afara capitalei. Because I think in every country it is a bit the same. The capital is one thing and then you go outside the capital it might look a bit differently. Fiindcă cred că cam în fiecare țară e aceeași situație. Capitala, care este o chestie, și când ieși din capitală poate să arăți un pic diferit țara. And our colleagues I think are in Balti and Comrat, if I get it right, so and we are here. So it's a bit of geographical distribution. Și avem colegii noștri, deci ne-am împărțit în trei echipe, este o echipă în Bălți, una în Comrat, deci am încercat să facem așa o distribuție geografică, să acoperim toate raioanele. The other thing is about why having this sort of conversation. Altă întrebare este de ce purtăm așa fel de conversații cu dumneavoastră. And I understand this is part of, there's been EU talks several times before. Înțeleg că am mai avut așa format de discuții și anterior, deci Uniunea Europeană vorbește, așa format de discuții s-a mai ținut. And because of this visit we could add ministers and participants from capitals. Și datorită acestei vizite am decis că putem să adăugim la acest format și niște miniștri și niște reprezentanți din capitală. And I think it's quite normal that we want to speak with you. Și eu cred că e firesc, e normal că vrem să vorbim cu dumneavoastră. You have an important referendum coming up. Aveți un referendum important în față. It's about the EU and your relationship with the European Union. Referendum care ține cumva de Uniunea Europeană și de relația cu Uniunea Europeană, relația noastră. Your choice. One can think differently. There are a lot of legitimate opinions. Alegerea dumneavoastră. Cineva poate să aibă altă opinie și sunt opinii absolut legitime. But what you're thinking about is us. Dar de fapt la ce veți gândi dumneavoastră cumva suntem noi. EU can be bureaucratic, it can be Brussels, it can be legislation. Da, Uniunea Europeană poate să fie birocratică, poate să fie Bruselul, poate să fie legislația europeană. But it's also our countries. Da, ține și de țările noastre, este și țările noastre. The European Union are the member states. Uniunea Europeană de fapt e reprezentată de statele membre. So what you're looking at is how you see your own country and what sort of relationship you want to have with countries such as Estonia or Sweden or the other member states. De fapt ce veți alege dumneavoastră este ce fel de relație vreți să aveți cu noi, cu Suedia, cu Estonia, cu alte state membre. And we are not here to preach a particular opinion. Și nu am venit aici să vă ținem o prelegere în favoarea unei opinii. Or paint a too rosy picture. Sau să vă pictăm un tablou cu culori prea roz. We are just here to tell you our experience of working with this European Union, working with the other member states and how we see the relationship with Moldova going ahead. Am venit să vă povestim cum vedem noi conlucrarea noastră cu alte state membre în cadrul Uniunii Europene și cum vedem noi relația noastră cu Republica Moldova. You know, people, I don't believe in coincidences. Eu unul nu cred în coincidențe. And I was thinking and thinking actually why I'm here. Și până acum am tot gândit și gândit de ce totuși aici am venit. And I figured out two reasons as well. One is that you have brilliant mayor. Și am găsit două motive cel puțin. Prima, aveți un primar strălucit. But maybe even more. You have a member of parliament elected from your region who is sitting there.
Dar încă și mai important este că aveți un membru, avem un membru al Parlamentului Republicii Moldova care originează din acest oraș și care este aici. And who is two, yes, two more, but one is the chairman or the president of Estonia Moldova Parliamentary Group. Da, dar unul dintre el este președintele grupului parlamentar moldo-estonian. So where else can I be then? Here. Da, and the final question looks like. Stimate domnule ministru, onorate domnule director, cu adevărat este un privilegiu dual faptul că dumneavoastră ați venit la Ungheni. Este un privilegiu pentru noi să vă avem în fața noastră și să avem ocazia de a vă adresa întrebări, dar este și un privilegiu pentru dumneavoastră de a vedea cel mai bun loc pentru a locui în Republica Moldova și anume orașul Ungheni. Dear Minister, dear Director, indeed it's a double privilege, the fact that you visited again. So the first part of the privilege is indeed for us to meet you, to address all these questions, to hear your experience. And the second privilege for you to understand what is the best place to live if you want to come to Moldova. So, Ungheni. Yeah. Acum este adevărat, eu am făcut în ultima perioadă, am făcut campanie electorală pentru acest referendum, am mers de la poartă la poartă și pot să vă spun că ungenenii vor susține aderarea la Uniunea Europeană, ungenenii sunt europeni. This is true that I've been campaigning over this period of time. I was practically walking door to door to talk with the people, and I can tell you that the Ungheni inhabitants, they will support the European path of the Republic of Moldova. Inhabitants of Ungheni are Europeans. Dar pentru că avem ocazia să vă adresăm o întrebare practică, eu aș vrea să aflu opinia dumneavoastră a Ministerului de Externe al Estoniei și a Ministerului de Externe al Suediei. Ce s-ar putea întâmpla, eventual, dacă moldovenii, per ansamblu, nu vor vota la acest referendum sau nu se vor prezenta într-un număr suficient la urnele de vot pentru ca referendumul să fie validat. Still, since we have the opportunity now for a very practical question, my question is, in your opinion, what might happen in case that Moldovans do not support the European path in the referendum, or they do not show up at the polling stations in order to get the turnout which is necessary for the validation of the referendum? So what might happen in this case? It's a dangerous path to go, but it's my personal opinion is that we witnessed as Estonians that maybe once during the two decades or even more, this kind of historical momentum will come. Then there is a both sides will, from European Union side to enlarge, and also some countries or nations who would like to enter. So it is not happening every day. This is historical momentum for European Union, but also all the other countries as Ukraine, as Western Balkans, as for Moldova, to jump in. This train stops only every other like 20 years maybe even more rare. So that's the case, what you or whoever can miss if this referendums will take place some other countries. So this is a political logics, and it's paradox. The reason for that mainly is Putin's aggression against Ukraine. He opened that reaction because we all fear and feel the threat from that. We must be more secure and we are able to open the doors for these nations who would like to make their own choices to live in free, to live free life. So that's the one thing it can be missed. I don't know when the next opportunity will come. I don't know. E cam periculos să răspund la așa întrebare, dar haideți să vă spun iarăși din perspectiva Estoniei. Deci noi 20 de ani în urmă, când am
petrecut noi acest referendum, noi ne-am dat seama că era vorba despre un moment istoric în care au coincis două voințe sau voințele din ambele părți. Pe de o parte, voința Uniunii Europene de a se extinde, pe de altă parte, voința unor state de a se alătura la Uniunea Europeană. Exact același lucru se întâmplă acum în Republica Moldova. Este exact momentul când este deschis această fereastră, deci această oportunitate, când există voința Uniunii Europene de extindere, când există voința Ucrainei, statelor din Balcanii de Vest, a Republicii Moldova. Pot să vă spun doar atât că acest tren nu se oprește foarte des. El se oprește odată la 20 de ani, dar s-ar putea și mai rar să se oprească. Deci acum este momentul când putem să facem acest lucru. Și noi, cât n-ar fi de paradoxal, trebuie să admitem că s-a întâmplat acest lucru anume datorită agresiunii lui Putin în Ucraina. Deci anume această agresiune a creat această reacție în lanț și ne-a deschis această ușă. Deci să ținem cont de faptul că într-adevăr este un moment istoric de care ar fi bine să facem uz. Pe această notă vreau să mulțumesc domnul ministru, domnul rector, foarte mult că ne-a ajutat cu traducerea. Asta a fost foarte important. Vreau să mulțumesc dumneavoastră tuturor care ați fost alături de noi, ați adresat întrebări și întotdeauna, iarăși, știm foarte bine că spre final suntem mult mai încălziți și trebuie mult mai mult să discutăm. Eu sper că oficialii și invitații noștri vor avea timp să mai comunice cu dumneavoastră, dar vreau să încheiem această dezbatere, să mulțumesc partenerilor media care au reflectat acest eveniment, tuturor care au venit aici și poate pe final, domn primar, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Da. So first of all, to thank everyone, to thank, of course, Mr. Minister, the director, to thank the delegation, to thank everyone who decided to come to attend this meeting. Of course, usually by the end, people get warmed up and they become more active. So hopefully you'll have the occasion to meet maybe again and to talk more. And in the end, just, of course, we thank the media partners who also reflected, who covered this event. And in the end, some concluding remarks on behalf of the mayor. Vreau și eu să vă mulțumesc, stimați oaspeți, pentru vizita la Ungheni și dialogul pe care l-am întreținut astăzi, foarte util și foarte interesant pentru noi. Și da. On my behalf, I also want to thank you so much for the visit of today and for this dialogue that you held today, so useful and so interesting for all of us. Eu am și eu o întrebare, deci, dar dacă suntem constrânși de timp, atunci nu o mai dau. Dacă promiteți că răspundeți la ea rapid și acceptați, atunci pot să vă dau. Actually, I also have a question, but I understand the time constraints, and only if you accept to respond very rapidly and shortly, I would accept to address the question. So up to you to... Vreau să credeți că aici este un auditoriu care este pentru integrare europeană în mare majoritate. I want you to believe that here we have an audience which in its largest majority is in favor of European integration. Pe fiecare dintre noi mai mult ne frământă gândul ce trebuie și ce putem face în aceste ultime zile până în ziua de 20 pentru ca oamenii să vină la vot și să voteze cu un da puternic pentru referendum. And of course we are very much concerned, all of us, what we can do and what we need to do in those remaining days before the 20th of October to make sure that people really show up at the polling stations, at the referendum and vote in favor with a strong yes in favor of the European Union. Și acum întrebarea, dacă erați să fiți în locul nostru, ce era să faceți? Plecați de aici, în oraș, între oameni. My question is, if you were us, what would you have done? Now leaving this place, this room, and just going again to the city, so surrounded by people of Ungheni, what would you have been doing? I hoped you would ask a yes or no question so we could answer very quickly.
Eu am sperat că întrebarea să fie întrebare închisă, la care să răspundem numai da sau nu, ca să fie repede. But I'll try to be quick. Dar voi încerca să fiu rapid. We want to stay very far away from giving our direct opinions on how you people should vote or how you should handle the referendum. Noi vrem să ne ținem la distanță cât mai departe de a influența sau de a ne pronunța opinia noastră privitor la cum ar trebui să voteze oamenii voștri sau cum să gestioneze referendumul. We try to help with the provision of facts. Noi încercăm să ajutăm doar oferind fapte. But I'd say one thing. Dar voi zice totuși o chestie. A vote on whether your country should pursue European integration and accession to the EU eventually is a huge thing. A huge thing. Acest vot privitor la ar trebui sau nu țara să continue parcursul european și în ultima instanță să adere la Uniunea Europeană este o chestie enormă. It's a generational choice. Este vorba de o opțiune de generații. So, if I were you, I would try to make sure that as many people as possible understood the stakes. Dacă eu aș fi fost în locul dumneavoastră, eu m-aș fi asigurat că cât mai multă lume posibilă înțelege care e miza. And my hope is that they will understand and that they will take the opportunity they are provided this weekend to shape the future of their country. Și speranța mea este că ei înțeleg care e miza și că vor profita de acest prilej în această duminică pentru a-și contura viitorul țării. But how to do that, you know much better. Dar cum să o faceți, știți mai bine dumneavoastră. Maybe just to add that the most important is exactly what my colleague said. To understand how historic is this momentum. Da, probabil, exact cum a menționat și colegul meu, cel mai important este să înțelegem acum cât de istoric este acest moment, cu câtă încărcătură istorică. We understood it 21 years ago when we had referendum in Noi Estonia. Noi am realizat acest lucru, l-am înțeles 21 de ani în urmă când am ținut referendumul în Estonia. And it was not only about the facts about the funds and supports and economical prosperity. They were very important. But for us it was as well the choice where we belong, and it was existential question. And I can say honestly, without any kind of pathetics here, without this choice at this day, what Estonian people made, 66.5% in favor, I couldn't sit here as a foreign minister of independent Estonian country. I think that problematically not. So it was a decision that we recognized and we went out and we did it. So it is up to the Moldovan people, but please, you can say just go out and feel that this is historical momentum. I'm not going to suggest what to do. Și pot să vă spun că atunci când am făcut noi alegerea în acel referendum, atunci când s-au pronunțat 66,5% a populației estoniene s-au pronunțat în favoarea aderării la Uniunea Europeană, nu era vorba doar despre fonduri, despre cooperare, despre prosperitate, dezvoltare economică, cu toate că da, acestea contează. Pentru noi era o întrebare existențială, cum am zis noi, să decidem unde aparținem noi, de cine aparținem. Și da, am votat 66,5% în favoarea Uniunii Europene și fără prea multă patetică, absolut sincer, domnul ministru zice, dacă nu se producea acel vot, atunci 21 de ani în urmă, nu ar fi stat el acum în fața dumneavoastră, ministru de externe a statului Estonia independentă, aici acest lucru nu s-ar fi produs. Deci, încă o dată, este opțiunea dumneavoastră, este alegerea dumneavoastră, dar vă rugăm să accentuați la toată lumea că este un moment istoric pentru țară. Mr. Minister, thank you very much. Director, thank you very much. Vă mulțumim foarte mult încă o dată tuturor. Pe această notă încheiem. Mersi foarte mult.